În ultimele 24 de ore în România a fost înregistrat un nou record de infectări cu noul coronavirus. Numai puțin de 1.356 de persoane au fost confirmate cu coronavirus, 6 dintre ele fiind din sălaj. În aceste condiții, numărul total de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei ajunge la 173 în județul nostru. Potrivit autorităților distincte cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 526 de persoane au fost reconfirmate, 6 fiind sălăgeni. În ceea ce privește numărul deceselor puse pe seama noului coronavirus, acesta a urcat la 2304, 35 fiind înregistrate numai în ultimele 24 de ore toate la pacienți cu comorbidități. În în prezent sunt carantinate la domiciliu 364 de persoane, iar 41 sunt internate în spital.